La 140 de ani de la nașterea simbolului municipiului Târgu Jiu, Constantin Brâncuș, autoritățile locale au pregătit o serie de evenimente culturale artistice pentru a-l omagia pe marele sculptor. Manifestările au început ieri cu o expoziție națională care a avut loc la galeriile de artă ale municipiului Târgu Jiu. Astăzi a fost marcată prima zi națională Constantin Brâncuș. La liceul din Peștișan s-au reunit astăzi personalități ale culturii, dar și mitropolitul Olteniei pentru a-l sărbători pe marele artist. Sărbători cu 140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Sunt foarte bucuros să văd o participare aleasă. Vă urez bun venit în comuna natală a lui Brâncuș. Stimate doamne, stimate domni, dragi elevi și iubiți locuitori ai acestei frumoase localități. Este o deosebită bucurie pentru noi ca anul acesta să avem pe tot parcursul zilelor, săptămânilor și lunilor comemorarea, cinstirea uneia dintre înaintașii noștri. Am venit să văd și locurile unde s-a născut Constantin Brâncuș. Pentru că văzuse dinainte, din diverse albumuri, și coloana infinită, și masa tăcerii, și cocoșul, și pasărea măiastră, și poarta sărutului. Dar iată că a făcut ca să fim astăzi aici și vreau să mulțumesc din suflet în alt preciției sare Părintele Irineu, Mitropolitul Olteniei, bineînțeles, reprezentanților Patriarhiei Române care sunt alături de noi, Brâncuș a fost un credincios. Sigur, în ultimul rând, avem alături de administrația locală, administrația centrală, reprezentantă de secretarul de stat, doamna Corina, și te mulțumesc că ați ajuns aici acasă la Brâncuș. Manifestările au continuat la Coloana Infinitului, acolo unde au fost decorați veteranii de război. La ceremonialul militar și religios a participat Otilia Sava, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale. Din partea Ministerului Apărării Naționale, o amintire, un simbol al prețuirii operei lui Constantin Brâncuș, stră-nepoților sculptorului român. Evenimentul nu a ieșit în evidență prin calitate. Numărul invitaților de marcă a fost destul de redus, multe dintre personalitățile din domeniul culturii nefiind invitate. Nici înalți reprezentanți ai statului nu au catadixit să onoreze cu prezența, nivelul maxim fiind acela de secretar de stat. Programul a fost unul insailat, fără niciun fel de valoare, doar din rațiunea de a bifa un eveniment, de a mima sărbătoarea lui Brâncuș, lucru cu care ne-au obișnuit în ultima perioadă, așa zis și specialiști ai Consiliului Județean.